Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, suntem împreună în duminica ce apune peste praznicul acesta în care am citit despre bogatul cel nemilostiv și săracul Lazar. Luca 16, 19-31. Unele traduceri care sunt mai atente un pic la nuanță ar spune bogatul cel nesimțit, nu nemilostiv, pentru că e vorba de fapt despre lipsă de bun simț. Atunci când celălalt este la picioarele tale flămând și rănit, tu să nu fii atent decât la propria ta bogăție, la propria ta parvenire. Se pare că e poveste veche. Observați că păstrăm numele lui Lazar, nu și numele bogatului, care nu va intra în istorie de fapt, sau dacă intre ca unul dintre mari anonimi, cât ar da el măcar o țechină ca să poată rezista de fapt în fața istoriei, dar n-are niciodată nume. Cel care nu dă, nu are nume. Cuvântul de azi de întărire vine din arhimanditul Sergheșenski. Foarte interesant. Virtuțile sunt starea obișnuită a sufletului sau starea care ne ajută să trăim cu toată ființa întorși către Dumnezeu. Să trăim în Dumnezeu. Creștinul nu trebuie să fie nelucrător, să lasă lucrurile și să-și urmeze cursul. E nevoie să-și ia viața în propriile mâini. Nu se poate să ne supunem și să urmăm sentimentelor, închipuirilor, impresiilor, ci în toate și întotdeauna e nevoie să ne sfătuim. Iar un alt cuvânt al schimonacului Vitalie Sidorenko ne spune așa: smeriți-vă, răbdați, iubiți. Unde este iubire, zidurile se vor rupe, se vor surpa. Dragostea este singura virtute pe care avem nevoie să o dobândim. Avea de toate bogatul cel nemilostiv, dar un lucru îi lipsea, această dragoste prin care de fapt le avem pe toate. E provocarea săptămânii ce vine, e provocarea fiecarei clipe din viața noastră de a dobândi smerenia iubirii prin care îl putem ajuta pe celălalt să nu se simtă niciodată un Lazar părăsit. Poate că dacă învățăm să trăim cu decență bucuria aceasta a iubirii către aproapele, învățăm să trăim de fapt în acord cu noi înșine și prin noi cu Dumnezeu. Mâine este o nouă zi.